În aceste două zile de Abrasive Tour mi-am dezvoltat vocabularul, comunicarea și m-a motivat să vorbesc despre ceea ce se întâmplă în jurul meu. Am acumulat foarte multă experiență referitor la domeniul jurnalistic. Am fost la piață, discutat despre prețuri, care sunt preferințele oamenilor, ce cumpără. Am fost în piața din Căușeni, în calitate de reporteră. Eu, mi-a plăcut foarte mult această experiență. Pe de o parte a fost interesant, pe de altă parte dificil, deoarece reacțiile oamenilor sunt foarte diferite. Astăzi ne-am plecat la centrul de tineret și sport din raionul Căușeni. Am luat interviul directorului acestui centru. Am făcut stand-up în fața centrului. Salut, mă numesc Silvia. Aici la Căușeni avem centrul pentru tineret și sport. Subiectul pentru care eu lupt și pentru care eu vreau să scriu mai mult este feminismul, este egalitatea. Probabil aceste cunoștințe de la Abrasive Tour le voi putea folosi chiar și în viitor sau probabil că și în comunicare de zi cu zi, din cauza că m-au învățat cum să comunic, cum să fiu mai deschisă. Înainte eu credeam că asta este totul cu mult mai ușor, mult mai simplu de realizat, însă acum mi-am dat seama că jurnalismul chiar este o muncă grea, care necesită tărie de caracter. În 2020, împreună cu Centrul Media pentru Tineri, am avut un atelier online, unde am învățat despre cum corect să facem o fotografie, un video. Țin minte că participasem la final și la un quiz în care am fost câștigătoare și asta ca și cum m-a stimulat să citesc mai mult despre această activitate. Atunci ne-am grupat și am realizat niște articole. Spre exemplu, articolul la care eu am participat a fost despre liceul nostru. Un astfel de proiect cred că este extrem de important pentru liceu, dar și pentru experiența mea profesională ca elev în acest liceu. Pe viitor vreau să-mi dezvolt o carieră în IT, poate ceva între IT și jurnalist. Chiar am început să mă gândesc la posibilitatea de a aplica la universitate, la jurnalism.